după exercițiu de imagine pe care l-a încercat, probabil Traian Băsescu, că el generează astfel de fenomen în România pentru a impresiona Europa vis-a-vis de neintrarea noastră în Schengen. Și a generat toate acele controle din vamă, care s-au finalizat până acum decât cu niște arestări a unor vame și nu avem niciun evazionist din produse petroliere prins, nu avem la vama Constanța vorbit decât de niște chinezării, deci n-am făcut nimic. Așa nu mă miră cu nimic, pentru că în momentul când au început să vorbească acești oameni, au început să vorbească de vestitul Blejnar, care, din punctul meu de vedere, este mult peste Traian Igaș. Adică, dacă despre Blejnar au vorbit până acum, n-am numărat, dar cred că câteva zeci de declarații au apărut chiar în scrise, declarații scrise ar unor inculpați. Că acum doi inculpați vorbesc și de Igaș, păi, nu vă gândiți că are o logică toată asta? Deci au fost tratamente preferențiale, care unde avea prieteni. Ce vă miră că Traian Igaș, care oricum a ajuns ministru tot așa pe filiera Arad, a protejat pe unii pe care știa din vamă să nu pice, că erau prieteni de-ai lui sau cine știe cine pe acolo. Dar de la Dita mai ministru să transpire informații, nu mai mă miră nimic că nu se ajunge la nicio finalizare a acestor cazuri. Să vedem evazioniștii din petrol, cu mafia petrolului, cum sunt, să nu am văzut nimic. Deci până acum avem câțiva vame și arestați care rămân pe acolo, dau declarații, săracii cred că nu mai știu cum să-i facă să-i oprească, să nu mai vorbească. Acum o să fie probabil o așa o acțiune, dați-le drumul ăștia să tacă din gură. Cam asta e. Vom reveni.